10 deținuți arestați preventiv aflați în aceeași cameră de detenție în cadrul penitenciarului Târgu Mureș au protestat astăzi în semn de solidaritate cu revendicările persoanelor aflate în celelalte penitenciare din țară, refuzând masa oferită de instituție. La ora actuală se poartă discuții cu deținuții pentru evitarea oricăror manifestări violente. În cursul zilei de astăzi, la nivelul penitenciarului Târgu Mureș, au fost înregistrați 10 deținuți arestați preventiv care au refuzat masa de dimineață, solidarizându-se cu acțiunea celorlalți deținuți din țară. Până în prezent nu s-au înregistrat acte de violență sau distrugeri. Dintre motivele invocate, principalul motiv privește dorința de a se solidariza cu ceilalți. Reprezentanții penitenciarului susțin că pentru prevenirea unor eventuale evenimente negative, personalul aflat în serviciu acționează și va interveni gradual în funcție de comportamentul manifestat de deținut, cu respectarea tuturor prevederilor legale. La nivelul unității, personalul monitorizează în mod permanent starea de spirit și preocupările deținuților, asigurând în permanență consiliere în vederea detenționării oricăror stări tensionate și a rezolvării în măsura posibilităților a nemulțumirilor deținuților. În momentul de față, la penitenciarul Târgu Mureș se află 412 deținuți custodiați, indicele de supraaglomerare depășind 150%. Principalele aspecte semnalate la nivelul țării de către deținuții implicați în proteste vizează condițiile de detenție, supraaglomerarea, participarea la activități lucrative și educative, programul TV, serviciile medicale, micșorarea cuantumului pedepsei cu închisoarea și termenele stabilite de Comisia pentru Liberare Condiționată.